Multe de Corneliu Vadim Tudor, este unul care ne-a purtat sâmbetele nouă tuturor, acestui neam românesc, care a făcut ce a vrut cu această țară și a bătut joc de ea ani și ani la rândul, a exploatat-o, da, a comercializat-o, a vorbit în numele ei, unul dintre falșii națiunii, da, suntem de acord cu toate aceste chestiuni, dar totuși aș spune un prost vesel. Pentru politica din România, în momentul de față, acești oameni sunt rar avis. Și sunt absolut convins că, văzând ce vine din urmă și ce prezent avem în politică, vom regreta oameni de teapa lui Corneliu Vadim Tudor, fie și la modul distractiv. Pentru că, să mă iertați, între un divertisment de proastă calitate de la televiziune tabloide de știri sau de la cele care spală creierii, îl prefer pe Corneliu Vadim Tudor. Da? Încă o dată spun, unul dintre marii proști veseli ai politicii românești. Un om care a făcut istorie prin ticăloșia și prostia lui împrumutate ecranului de televiziune, dar, atenție, și televiziunile, și cabliștii, și telespectatorii au avut de câștigat. Unii chiar au aplaudat mârlăniile tribunului, pentru că ele, încă o dată spun, se încadrează la acest divertisment trivial, aș spune chiar între primele rânduri. Da? Știm foarte bine finala lui Corneliu Vadim Tudor cu Ion Iliescu în 2000 la alegerile prezidențiale. Am aici toată lista, de altfel și o să vă spun imediat că au fost procentele tribunului de-a lungul anilor. Mă, dar față de proștii triști care candidează astăzi, neavând nimic, nici limbarița lui Corneliu Vadim Tudor, da? Nici ocările lui puse la dispoziție, nici flecăreala asta, spoiala asta de cultură, toată batjocura asta pe care a aruncat-o, da, bine ambalată, categoric, să ne înțeleagă lumea așa cum vrem să și fim. Deci o comedie dintre asta ambalată frumos, cu fundițe, cu unul care le știa pe toate, care venea cu dosarele, el însuși fiind un vestit securist, da, țineți minte cum a fost ținut în frâu de Eugen Barbu, până când acesta a trăit, că de-aia n-a candidat decât din 96 Corneliu Vadim Tudor, că nu lăsa Eugen Barbu. Aia, după ce a răposat Eugen Barbu, sigur că i-a luat practic straele, da? A intrat în pielea lui Eugen Barbu cât s-a putut Corneliu Vadim Tudor și și-a văzut de ale lui și-a făcut mendrele în această țară exact cum a dorit. Dacă ar fi să luăm statistic pe acest individ, el a candidat, spuneam, pentru prima oară în 1996 la alegeri, când a câștigat Emil Constantinescu, obținând 4,72%. A fost însă cel mai slab scor al tribunului, tot îmi venea să-i spun varanului, nu. Nu, e tribunului care a reușit în 2000 să facă un salt incredibil. Acum ne dăm seama, citind lucrurile astea, de asta spuneam că e nostalgie pură aici, practic nimic altceva, a ajuns de la 4% la 28%, 4 ani mai târziu, numai pe minciună și pe vorbă goală. Dați seama cam unde era România, distinși politicieni care vă împăunați astăzi de pomană, fără Uniunea Europeană, fără statul de drept pe care tot europenii l-au implementat în România. Dați seama aici care era diferența între o Europa unită și o Românie în afara Europei. Asta era. Corneliu Vadim Tudor, în 4 ani de flecăngeală, a făcut 22%, 24% chiar, dacă îi adăugăm și virgulele. Deci 24% a câștigat în 4 ani, ajungând în turul 2 cu Ion Iliescu, unde a strâns 33,1%. Iliescu a avut 66,8%. Și ajunsese totuși până la 33% din opțiunile electoratului, de la 4%. În 2004 a candidat din nou, s-a clasat pe locul al treilea, cu 12% și jumătate. În 2009, deja când România era în Uniunea Europeană, da, de la 12% a ajuns la 5,5%. Evident că nu va face nici măcar atât la alegerile din această toamnă. Da, e o poveste totuși a unuia dintre noi, un om care s-a suit foarte sus, atenție! Corneliu Vadim Tudor a fost de fiecare dată deasupra justiției. Că tot ne uităm astăzi în gura și în ochii varanului și nu ne vine să credem. Uite, și Corneliu Vadim Tudor a făcut ceva pe justiția asta. Ba chiar până în ultimii ani.
Acum e mai puțin vocal, l-au ajuns și pe el bătrânețile, dar țineți minte că executorul ăla judecătoresc, cum a făcut o paia albie de porci, a aruncat paharul în față, a disprețuit justiția cum disprețuia diplomatul, oamenii, legile și munca, în celebrul roman al lui Zaharia Stancu. Da? Și exact așa a făcut Corneliu Vadim Tudor, care s-a considerat superior față de instanțele acestui stat, pe care însuși, statul însuși, l-a considerat un rahat în balanță cu el însuși. Deci asta am vrut totuși să-l aducem un pic în discuție, pentru că, încă o dată spun, ne-am veselit în toți acești ani cu fantasmagoriile lui, bineînțeles, totalmente inaplicabile, cu grija lui pentru potăi, da, cu banii ăștia pe care nu i-a putut justifica niciodată, da, cu averile monstruoase pe care le-a dobândit, nefăcând niciodată presă de calitate. Știu foarte bine, râd în barbă acum toți redactorii șefi care se uită la noi, directorii de gazete, oameni serioși, care săracii munceau, da, veneau dimineața, Tolontan venea la 9 dimineața și pleca la 2, când eram eu la ziarul ăla, săracul, muncea de dimineața până seara, până noaptea, practic. Știu oamenii respectivi cum să făceau bani în presă și cum puteai să strângi niște bani. Sigur că